Niciun bob de strugure roșu, doar struguri albi din soiurile Riesling și fetească regală, dulci și parfumați. Producătorii din Vrancea, care an de an vin la Giurgiu, au adus și toamna aceasta marfă tocmai bună de stors și pus la fiert în butoaie de stejar. Comerțul cu struguri nu este tocmai cea mai profitabilă afacere, spun viticultorii, dar nici cea mai proastă. Cam la ce preț sunt acest struguri pe kilogram? 14.000, 15.000 după soi. Da, ați avut clienți până acum? Se interesează Giurgiu? Foarte puțin. Cât ați dat kilogram? 1,70 de bani. Ultimul preț îl lăsați la 8,17? Lăsăm, dar dacă lumea nu, cumpără, negociază, nu au bani, trebuie să lași la 13-14. Vânzările mergeau astăzi binișor. Prețul mediu era undeva pe la 1,5 lei. Cumpărătorii erau cei mai mulți dintre ei pensionari, care spun că nu ar da un pahar de vin de casă pe niciun vin din comerț. Vreți să faceți vin alb? Da. Anual cumpărați struguri sau anul acesta așa? Cam în fiecare an. S-ar vede bun ei, ca, și ca dulceață, și ca așa cum arată ei. Cam câți vreți să cumpărați? 300 de chile. Și ce ziceți de preț? E cam scump, dar pe bază că dacă mi-i duce și acasă, că eu stau la vierul, 10 chile, cu 14.000, așa rămân. Faceți vin în casă în fiecare an? Facem, mai puțin. Câte 100 de kilograme. Mai vine musafir. Vin alb? Vin alb, da. Cum vi se pare anul ăsta prețul? E scump. E sărată peste tot. Și la piață și peste tot. Tot la intrarea în oborul municipal se aflau și doi meșteri din Pitești care vindeau butoaie. Se află de câteva zile la Giurgiu, dar nu păreau prea încântați de alegerea făcută. Din ce lemn sunt făcute butoaie? Din ștejar, din fag. Cât timp voia să faceți una să le bună? Păi două zile jumate, ca să iasă ce... Marfă, da, că sunt. În acest butoi, ce cantitate? Cam la vreo 20 de vedre, 200 de kg, da. Și cam cât ne-ar costa ultimul preț, așa, dacă negociem dur? A, 2 milioane jumate.